Bună dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar ce mesaje are acest tarot să îți transmită în acest moment. Să vedem despre ce este vorba în situația ta. Wow. OK. Se pare că a început citirea. Văd aici că te afli într-o situație în care ai de ales ceva. Poate în momentul de față ești foarte mult prins între muncă și viața privată, iar în alte cazuri văd că te afli într-o situație în care stai și cântărești lucrurile foarte, foarte bine mai văd o persoană puțin duală, o persoană care nu prea știe foarte bine ce dorește. Parcă aștepți un răspuns, cineva stă și cântărește, cineva se află între două relații, două situații. Dar văd aici un final, da? Judecata îmi spune mie că ceva se decide. Poate tu aștepți o decizie de la cineva în unele cazuri. Văd aici că, pentru unii, poate să fie vorba de o situație amoroasă, deci de o situație legată de dragoste în unele cazuri. Hai să vedem mai departe ce trebuie să știm. Wow, foarte frumos! Văd aici niște bani pe care tu îi poți primi. Văd o bucurie foarte, foarte mare care ți se pregătește. În alte cazuri văd că aici e vorba de o casă, un imobil în care trăiesc două persoane, dar pe de altă parte este și cineva care cumva trebuie să se împartă între două familii, între două cercuri de prieteni, între două ședințe. Două locuri de muncă, dar văd bucurie aici. Da? Văd bucurie. Văd în egală măsură o lipsă de comunicare pentru unii dintre voi. Și mai văd pe cineva care se simte puțin singur, abandonat, lăsat deoparte. Avem aici. Următoarea carte care vorbește despre foarte multă intuiție pe care cineva o are. Poate ar fi bine să-ți asculți inima, să-ți asculți intuiția. Mai văd niște probleme legate de o casă, de o familie. Este o situație... În care tu nu știi foarte clar cum anume stau lucrurile, nu înțelegi foarte clar ce anume se întâmplă în această situație. Totuși, văd că în sufletul tău e mare bucurie, însă te stresezi foarte mult în același timp. Îți e teamă pentru fericirea ta, îți e teamă pentru o alegere anume. Este foarte important să faci ceea ce simți. Chiar este foarte, foarte important acest aspect. Ok. Văd aici că urmează, în viitorul apropiat, o transformare foarte mare uh, legată de cineva. Este o problemă a unei femei, uh, dar problema asta pur și simplu determină ca această situație să se clarifice. Deci, o femeie ia o decizie, fie că este vorba de tine. Fie că este vorba de o altă persoană din jurul tău. La o vreme de seară vei avea parte de o surpriză foarte, foarte mare, poate chiar legată de casa ta, de familia ta. Și uite-ți, se deschide un nou început. Da? Se deschide un nou început în favoarea ta. O relație devine mai stabilă. Dacă ești o persoană singură, poți să cunoști pe cineva, dar. Atenție pentru că este o persoană care în momentul de față are niște probleme foarte mari în casă, în familie. E ceva legat de o femeie sau de o instituție. Ok. Văd păi aici o bucurie foarte, foarte mare legată de o vacanță sau o bucurie foarte mare legată de o sărbătoare importantă. Unii dintre voi văd că încă sunteți cu gândul la o persoană care nu mai este printre noi, la o persoană care um, poate se află într-o altă lume acum. Această veste care apare, această rupere, să știi că te va surprinde foarte mult, doar că este ceva care îți va oferi mai multă energie, te va face să te simți mai bucuros, mai bucuroasă, vei avea o mai mare încredere în tine, și asta este foarte, foarte important. Hai să vedem mai departe ce se întâmplă, ce trebuie să știi. Bun. Văd aici că, în momentul de față, ești foarte dezamăgită, ești foarte tristă. Da? Faptul că această persoană are de luat o decizie, faptul că nu mai apare cineva în viața ta, faptul că te-ai plictisit în unele cazuri să tot alergi dintr-o parte în cealaltă, poate să fie ceva legat de un bărbat, poate dintr-o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, Poate să fie un bărbat care are de luat o decizie foarte, foarte importantă legată de o situație. E cineva care își face tot felul de iluzii. Cineva care nu înțelege foarte clar cum stau lucrurile. Poate ai avut o problemă legată de bani, legată de casă, da? Dar lucrurile se rezolvă, repet. Hai să vedem. Bun. Așa cum îți spuneam, văd aici o supărare legată de o casă, legată de o sumă de bani. E ceva ce unei persoane nu convine, și eu tare tind să cred că este energia unei alte persoane, nu este energia ta. Poate ți-ai făcut niște iluzii sau ai niște așteptări, mai bine spus aici. Uite, ai niște așteptări în legătură cu o persoană importantă din viața ta, și aceste așteptări. Uh, poate te vor determina să înțelegi că lucrurile nu sunt chiar așa, ți se cere să comunici. În alte cazuri, văd aici o bucurie foarte mare legată de niște bani, legată de o casă, dar e ceva ce vei ține pentru tine. Hai să vedem mai departe ce trebuie să știi. Mai departe. Bun. Văd aici pe cineva care face un drum într-un loc ascuns sau într-un loc lângă o apă, într-un loc spiritual. Un drum pe care cineva îl face la o vreme de seară către tine sau poate chiar o schimbare pe care tu o pregătești chiar atunci când ceilalți se așteaptă mai puțin. Faci tu niște drumuri, faci niște schimbări aici în viața ta, dar de care nu știe mai nimeni. Poate doar o femeie știe de aceste lucruri pe care tu vrei să le faci. Da? Și uite, văd aici un nou început, da, un nou început clarificator. Încep să studiez ceva, e o decizie radicală. Cineva de la drum, uite, care are niște probleme. Hai să vedem mai departe ce trebuie să mai știi, vreau să văd ce e cu turnul bun. Wow. Ok. Dacă erai într-o așteptare foarte mare. Așteptai ceva de mult timp, lucrurile încep să funcționeze, dar după un drum, deci ori vine cineva la tine în casă, pleci tu undeva. Mm, iei o decizie aici pentru a face această schimbare. Poate chiar ai făcut un drum recent undeva și ai avut parte de o victorie, de o bucurie, da? însă lucrurile momentan nu s-au așezat, mai durează puțin. Uite, justiția, o legătură cu o balanță, mai văd aici zodia rac, zodia scorpion, da? E un blocaj în care tu erai, dar un blocaj, da, din care reușești să ieși. E un nou început legat de niște acte sau ceva legat de o decizie pe care cineva o ia. Hai să vedem. Deci această schimbare pur și simplu apare, foarte frumos. Deci, tu aici reușești să ajungi liniștit, mulțumit. Văd de asemenea că poți să primești niște bani sau să-ți găsești un loc de muncă. Mai văd că te poți stabiliza uh, din punct de vedere material. Poți să rezolvi ceva într-un mod foarte, foarte frumos. Din nou, a apărut această carte de noi începuturi. Văd liniște, văd pace. Uite. În sfârșit te simți împlinită, mulțumită. Dacă ești bărbat, vezi că poți să cunoști o nouă persoană. Undeva, la un drum. Deci, după ce faci un drum. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă!